După o lungă perioadă de așteptare, Traian Băsescu a analizat legea, însă verdictul nu a fost cel așteptat. Acesta a semnat luni cererea de reexaminare a legii trimise spre promulgare, în sensul eliminării dispozițiilor prin care se reglementează bacalaureatul profesional. Potrivit șefului statului, noua lege nu este oportună, întrucât introducerea intempestivă și fără fundamente a unui nou tip de bacalaureat, cel profesional, este de natură să afecteze coerența sistemului de educație. Bacalaureatul profesional ar fi permis absolvenților de liceu să obțină o diplomă în funcție de specializarea liceului pe care l-a urmat, care să-i ajute să pătrundă pe piața muncii, care însă le-ar fi îngrădit accesul la facultate. Numai candidații care ar fi susținut bacalaureatul național ar fi fost admiși într-o instituție universitară. Președintele consideră că în acest moment este nevoie de stabilitate în sistemul educațional românesc, de aceea este necesară o mai bună coordonare a relației elev-profesor, relației cu angajatorul și realizarea perioadei de practică pentru liceele cu profil tehnologic.